să continuăm să facem expozițiile aici. Este un spațiu care, iată, o primă expoziție cu public, pentru că am mai avut expoziții în care îl comemorăm, îl și prezentăm pe artistul medic, stomatolog, BIA, Boanchiș Ioan Alexandru, pentru că Răzvan a vrut de mult să-i facem o expoziție, iată că a venit mai mult. Astăzi este o zi specială și eu aș zice ziua taților, din ce cauză tatăl meu s-a născut pe 12 februarie în 1940, ar fi împlinit 84 de ani. Tatăl lui... Scuze-mă, și tatăl meu, la fel, 12 februarie. Este chiar ziua taților atunci. Da. Și... 100 de ani. Să le mulțumim și lor. Ce tânăr ești, da. Să le mulțumim și lor și... Fiul meu s-a născut pe 12 februarie. Iată! Și încă nu e tatăl. Bun. Are doi copii. Ne-am bucurat foarte tare să descoperim un artist extrem de sensibil despre care ne va vorbi Adina, curatoarea expoziției, care a și... făcut simezele acestei expoziții într-un spațiu puțin atipic și cu luminile atipice, dar sper să vă bucure, sper să vă... pe mine, în primul rând, mă bucură întâlnirea cu voi toți și vă mulțumesc. Adina? Bună seara, domnule prim-ministru, stimați invitați. Este o ocazie emoționantă pentru mine. Este prima dată când acum câteva zile am luat, ca să zic așa, am luat la cunoștință cu doi oameni absolut minunați, din multe puncte de vedere și o să mă explic. În primul rând cu Răzvan, pe care l-am cunoscut prin intermediul lui Edi și mi-am dat seama că, susținând, dorindu-și să facă această expoziție, sufletul lui de jurnalist este foarte aproape de cel al unui artist. Și o să vă spun și de ce. În al doilea rând, întâlnirea cu opera lui BIA sau Ioan Alexandru Boanchiș, scris invers, mi-a prilejuit, așa cum spuneam în cele câteva cuvinte pe care le-am scris despre expoziție, întâlnirea cu un mare intelectual printre pictori și cu un pictor printre intelectualii de rasă ai epocii. Pentru că suntem într-o situație cu totul specială. Prima lui pasiune a fost stomatologia, pe care... Meseria. Și pasiune, ca să spun așa. După care, cea care i-a răvășit și i-a... sufletul și existența a fost, de fapt, pictura. Care, așa cum spunea Marin Sorescu, a fost o a doua consoartă profesională după stomatologie. Vreau să vă spun că despre arta lui Boanchiș au scris mari din istoria culturii românești, de la Fănuș Neagu până la Dan Grigorescu, până la Cornel Radu Constantinescu, până la Marin Sorescu. S-au exprimat în cuvinte calde și apreciative despre omul și artistul Ioan Alexandru Boanchiș. Dar ceea ce mi se pare mie cu totul remarcabil, dincolo de faptul că în zona profesională, cea a medicului stomatolog, a avut nenumărate reușite, a avut brevete de invenții care au obținut premii importante atât în țară, la București, cât și în străinătate, la Milano. Dincolo de toată această parte profesională, să zicem, a primei pasiuni, a primei meserii, el a construit un spirit, o emulație care a născut de-a lungul timpului, în acea perioadă, în cei 10 ani, și o să vă explic imediat, peste 100 de colecții și colecționari. În 1967 a devenit medicul șef al policlinicii Drumul Taberei 34. Întâmplător sau nu, deși cred că este nimic întâmplător. Policlinica e făcută în 67, la începutul anilor 70. La începutul anilor 70 devine. Exact. Devine medicul șef. Întâmplător sau nu, eu am locuit pe acea stradă cu această policlinică. Întâmplător sau nu, în aceeași perioadă, pentru că era policlinică și toți aveam nevoie, am mers de nenumărate ori în interiorul acestei policlinici. Și mă întorc acum, după atâți ani, să vorbesc despre ce a însemnat acest spațiu, acest loc, în viața culturală a sectorului 6, unde, timp de 10 ani, cât a fost condusă de medicul șef, doctorul Boanchiș,
au avut loc peste 100 de evenimente culturale, expoziții, bienale, expoziții municipale, regionale, expoziții de Senatul Flacăra numărul 73, chiar în noaptea în care a murit Zaharia Stancu. Și pe vremea aia Senatul Flacăra nu luase amploare și Păunescu a vorbit în fața personalului medical, doctori, asistente medicale, copiilor, despre Zaharia Stancu, a primit un telefon, a murit Zaharia Stancu și a vorbit vreo două ore despre... Da, asta vă spun, această emulație pe care doctorul a creat-o în jurul lui și în jurul acestui spațiu, care în curând a devenit, la momentul respectiv, devenise cel mai vizionat spațiu al sectorului 6, pentru că închipuiți-vă o policlinică, e adevărat mare, cu spații generoase, foarte bine alcătuită. Și singura din sectorul 6, singur, 200.000 de oameni. Erau acolo. Gândiți-vă numai că în spațiile acestei policlinici, cu ferestre mari, luminoase, veneau și puteau cei mai importanți critici ai vremii să deschidă expozițiile, iar pe simezele expozițiilor erau nume ca Ciucurengu, Baba, Suzana Maitec, Octav Grigorescu, Paladi, nu mai zic de Piliuță, Baba, Aurel Nedel, Viorel Mărginean, Alin Gheorghiu. Baba mai puțin. Da, și a fost, era prieten cu Ciucurengu. Cu Ciucurengu, da, a fost. Unul din doctorii pe Ciucurengu. Da, deci gândiți-vă într-o policlinică să vedeți, pentru că toți suntem iubitori de artă și cunoscători, timp de 10 ani să vedeți sistematic aceste lucrări. Sigur, în cadrul mai multor expoziții, inclusiv o expoziție de sculptură a fost al Călinești. Deci, absolut minunat acest spirit pe care cu pasiune, cu îndrăzneală, cu inteligență, acest joc intelectual care s-a reflectat nu numai în viața de zi cu zi, în viața, să zic, a primei profesii, dar și în această zonă pe care contează foarte mult. Gândiți-vă câte colecții și câți colecționari s-au născut atunci. Și încă ceva, o idee extraordinară, pentru că și eu am fost cadru didactic. Alături de maestri erau întotdeauna și tinerii debutanți sau tinerii promițător, cei care, pentru care doctorul le prevedea sau vedea un viitor promițător. Asta este un lucru extraordinar. Televiziunea română, o parte din aceste evenimente, dintr-o policlinică, dintr-un sector al capitalei, da, prelua evenimente și le prezenta în emisiunea culturală a televiziunii române. Și nu mai avem de la arhivă nimic. Poate pentru următoarea expoziție, că ne gândim la o dar mai expoziție avem, mai importantă, să găsim așa ceva. Pe urmă, toate aceste evenimente aveau loc după orele de program. Adică pentru toți era un efort, dar pentru nimeni nu conta acest efort, pentru că era în jurul unei idei, al unui om atât de pasionat și de devotat, și în jurul acestui spirit care s-a creat atunci. Cum vă spuneam despre opera lui, au scris oameni importanți din cultura românească, dar ce vreau să vă spun este că el a rămas cu sufletul alături de bunului prieten și îndrumător în ale artei și în ale culorii, Alexandru Ciucurengu. Am citit zilele acestea mai mult decât am găsit despre el și mi-am dat seama încă o dată că Tonița l-a numit pe Ciucurengu unul dintre cei mai reprezentativi pictori ai culorii. Iar doctorul Boanchi scrie așa, citez acum pentru că mi-a plăcut foarte mult, eu nu știu cât am fost de pictor înainte să cunosc Delta. Dar acolo am descoperit liniștea, forța și culoarea. Și după cum vedeți, în cele câteva lucrări care sunt aici, dar care sunt foarte reprezentative pentru tematica lui, pentru că ea a fost cu predilecție în zona marinelor, a florilor și a deltei, care a rămas iubirea lui definitivă, care i-a dat posibilitatea să se desfășoare în toată plinitudinea visurilor lui artistice, pe care o cataloga ca fiind niciodată pământ, niciodată apă, un spațiu care l-a captivat și pe care nu l-a lăsat niciodată din mână. Este un joc intelectual, un vocabular artistic care l-a impulsionat, care i-a dat motivație. Lucrul acesta se vede din culori, din densitatea, din nervozitatea
tușei, a culorilor, a densității, a paletei cromatice, a planurilor care se succed în profunzime, a construcțiilor pe orizontale care sunt dintr-un anumit punct de vedere în zona peisajelor și foarte puțin a celor pe verticale care sunt în zona florală. Aș încheia spunând că mi-a făcut mare plăcere întâlnirea cu un om care, dincolo de creația lui, a creat acest spirit și această emulație și a lăsat în urma lui, dincolo de foarte multe lucrări, vreau să vă spun că în timpul vieții, în expozițiile lui, aproape toate lucrările lui au fost vândute, care a trăit în umbra și, nu în umbra, în apropierea unor mari personalități, nu mai zic de Musceleanu, de Marin Preda, de Zaharia Stancu, de, cred că Răzvan știe mult mai bine decât Răzvan și Alexandru, mult mai bine decât aș putea spune eu. Dar aș încheia spunându-mi așa, ca orice creator, deși prima lui pasiune a fost, cum îți spuneam, stomatologia. Da, și meseria a fost stomatologia, am citit câteva cuvinte care îmi plac foarte mult și care definesc pe om și pe artist. Înainte de vernisaj, după ce puneam lucrările pe pereți, nu pesimeze, nu text, lucrările pe pereți, erau cele mai frumoase și mai importante momente din viața mea. Pentru că în acele momente, timp de 5 minute, mă simțeam un creator, mă simțeam ca un Dumnezeu. Vă mulțumesc! Bravo! Înainte să spună Răzvan, da. Îi mulțumesc lui Edi că a acceptat să facă această expoziție. Și el, la rândul lui, încearcă să facă așa ceva, să creeze o emulație, să creeze un spirit. Singura diferență e că nu pictează și sper să nici nu s-a apuce. Să-și vadă de treaba lui, de ceea ce face bine, dar ceea ce face în exterior poate să susțină asemenea evenimente și să creeze un asemenea spirit. Asta am vrut să nu uit să vă spun. Multe lucruri importante am descoperit noi împreună. Este impresarul multor artiști care acum vând în străinătate, care au evenimente în afară țării, vând în galeriile, în casele de licitații. Și asta mi se pare un lucru foarte important. Gata. Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Sunt convins că și tatăl meu și mama mea s-ar fi bucurat și că se bucură acolo unde sunt. Expoziția asta nu este una de etapă, una retrospectivă. La un an și jumătate de când, cam așa, nu? A murit tata, e pentru prima dată când îl aducem în public, practic. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și vă invit la un pahar de șampanie. Mi-aduc aminte la un vernisaj al lui, Frănuș Neagă zicea, hai acum, mă rog, urmau niște cuvinte mai contundente, că toți ăștia cu bani aveți obiceiul să dați băuturi proaste. Sper că o să dăm o băutură bună. Am un vernisaj. Bravo, Răzvan. Domnul Răzvan. La un vernisaj am asta cu un vernisaj, un vernisaj și un vernisaj și am bun. Echipă toată de unde ai povestit. Prima.
care se vede doar partea din spate și apoi continuă cumva s-o aduce. Fiecare trebuie să este mare lucrurile care nu e interesantă. Nu să-ți imaginezi absolut ceva. Probabil că fiecare... Să nu lași să... Dar pentru că pare...